Haideți să ne ridicăm în picioare pentru a asculta un cuvânt din Sfintele Scripturi, Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetele 28 la 32. Matei 21, începem cu versetul 28. Să ascultăm, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. După cântările din casa Domnului, e potrivit să citești și scrie în Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile. Români, slovaci, maghiari, tot ce-or mai fi pe aici. Căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul! Așa cum vi s-a spus, este un har să fim în seara asta cu toți în adunare și psalmul următor, 118, zice în versetul 19: deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Adică noi trebuie să dorim să așteptăm asemenea ocazii, să le fructificăm, pentru că este frumos, spune un alt psalm 92, să lăudăm pe Domnul cu instrumente, cu gura, cum se încheie psaltirea cu cuvintele, tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Când durarea Lui ține în veac. Și asta e pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o durare de plină. Am citit despre un tată și doi fii. De altfel, nu-i singura pildă în care apare un tată și doi feciori. Da, și dacă erau fete, tot așa era. Că la început Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva și în ziua în care a păcătuit Adam, a păcătuit și Eva, da, așa-i? Și cei ce au feciori pot să spună ca și cei ce au fete, ca părinți și Dumnezeu de asemenea. Și mulțumim Domnului că la mântuire nu-i deosebire între bărbați și femei. Și în împărăția lui Dumnezeu, când vom fi fii ai învierii, nu mai trebuie să stăm așa pe două coloane, că vom fi ca îngerii. Doar pentru aici, în ipostaza vieții de familie, avem de-a face cu feciori și cu fete, cu bărbați și cu femei. Domnul, în textul citit, pune două întrebări. De fapt, e o singură idee. Iată întrebările. Ce credeți? Adică trebuie noi să dăm răspunsul. Și acum întrebarea propriu-zisă. Deci, din cei doi feciori, i-a spus unuia: du-te și lucrează în via mea, și el a spus: nu vreau, în urmă i-a părut rău și s-a dus, și cel de-al doilea, căruia i-a spus la fel: du-te, fiule, de lucrează în via mea, și el a zis: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Acum apare întrebarea: care dintre aceștia a făcut voia tatălui său? Și întrebarea care o pun în fața dumneavoastră este: sunteți dintre aceia care fac voia lui Dumnezeu sau dintre aceia care nu fac voia lui Dumnezeu? Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din aceeași Evanghelie, Matei capitolul 7, versetul 21: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Adică în împărăția cerurilor intră numai cei ce fac voia lui Dumnezeu care este în ceruri. Dumnezeu ne probează aici pe pământ să vadă dacă îl ascultăm și dacă îl ascultăm ne admite, ne acceptă în împărăția Lui. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici,
ne-a învățat și pe noi alții, învățăm și noi pe copii, să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri și care ai o împărăție. Sfințească-se numele Tău, e împărăția Ta, facă-se voia Ta. Cum împărăția vine și dacă zicem noi și dacă nu zicem. Dar dacă facem voie, avem parte de ea. Nu facem, rămâne pe din afară. Spune Domnul în continuare, mulți îmi vor zice în ziua aceea. De unde? De afară, dintre cei neacceptați. Și vor veni, spunea Domnul, de la răsărit și de la apus. Și vor sta la masă în împărăție, spune în capitolul următor 8. Iar unii dintre fiii împărăției, dintre feciorii ăștia de care noi vorbim, 8 cu 12, vor fi aruncați în întunericul de afară, nu vor fi acceptați. Ar fi deprisos să vă întreb, vreți înăuntru la masă sau afară la întuneric? Acolo unde spune textul aici, acolo afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, Doamne ferește-ne! Asta avem noi români o vorbă, Doamne ferește când e vorba de ceva rău, nu știu dacă e și la slovaș vorba asta. Dar când e vorba de așa ceva, cu atât mai mult. Haideți să privim pe rând la ipostazele acestor doi feciori, cum spuneam, valabil și pentru fete, și să ne regăsim pe undeva. Adică fără să ridicați o mână în sus, atunci când vă identific starea în care sunteți, să puteți spune, aici sunt. Ca să vedeți de acolo de unde sunteți, cât mai până la ușa Raiului. Și ar trebui să facem ca să avem parte din împărăția lui Dumnezeu. Matei 21, citesc de la versetul 39. Fiul acesta, poate e și pe aici, a răspuns, mă duc, și nu oricum a zis, că observați că cel ce a zis nu vreau, n-a zis nu vreau, Doamne, a zis scurt, nu vreau. Pe când ăsta nu doar că a zis mă duc, a zis și Doamne. Când l-ai auzit cu ce respect spune, de nu l-ai fi cunoscut, ai fi zis gata, acum se duce să lucreze în vie, unde-s uneltele să le punem la îndemână. Exact ce am citit în Matei 7, că mulți vor zice și acum și atunci, Doamne, Doamne. Numai că spunea Domnul, citesc și din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 46, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? L-a trimis în vie, mă duc, Doamne. Dar nici el n-a văzut via în ziua aceea, nici via pe el. Acesta-i formalistul care se pretinde a fi creștin, care, dacă i-ai spune că e ateu, ar zice că îl jignești, dacă îi spui că merge în iad, de asemenea, dar dacă n-ascultă, unde să-l așezăm? În purgatoriu? Că Dumnezeu a spus clar, sunt cuvintele Domnului Iisus, degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne. În timpul Domnului Iisus, erau mai mulți dintre aceștia. Îi cunoașteți în postura fariseilor. Vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 18, despre unul din ei. Versetul 9, mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Aveau despre ei impresie bună. S-a dus la templu. Unul dintre ei, fariseu, versetul 11, stă în picioare și a început să se roage în sine. Deci nu rostea o rugăciune mecanică. El așa credea despre sine. Dumnezeu, le-ți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, ca frate meu ăsta care a zis la tata pe față că nu vreau. Eu nu sunt prea curvar, nu sunt nedrept, nu sunt ca vameșul ăsta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuiale în toate veniturile mele. Și Domnul a spus,
Acum ascultați-mă, nu căutați a cui telefonul care sună, căutați care din ăsta. Matei 23. Versetul 23. Vai de voi! Doamne, ferește să nu fim și noi pe acolo. Cărturari și farisei fățarnici, formalistul ăsta de care spuneam. Pentru că voi dați. Deci oameni care au o formă de religie, pentru care sărbătorile sunt sărbători, biserica uneori este biserică, se mai fac și rugăciuni, se mai dau și milostenii, ba chiar la unele capitole sunt disciplinați, sunt atenți, dați zecioală din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila, credincioșia. Și le spune Domnul niște cuvinte grele. De-am fi fost de față, ne era rușine nouă de rușinea lor. Ascultați cuvintele Domnului. Voi strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Adică voi aveți impresia că de cumva bâzi pe aici vreun țânțar, trebuie imediat prins, ne deranjează. Că-i vară și ușa a deschis și a intrat țânțarul. Și imaginați-vă, astea sunt cuvintele din text, că intră o cămilă, nu sunt pe aici, un cal. Și nimeni să nu se sesizeze. Că sunt atenți, că băzi un țânțar. Deci iată până unde poate să meargă formalismul oamenilor. Spre înșelarea lor. Spune Domnul mai departe, vai de voi, pentru că voi curățiți partea de afară. Adică felul în care arătați niște stări de comportament exterior vă dau impresia că sunteți creștini, dar înăuntru să n-ai de-a face cu ei. Doamne ferește să nu fie vorba de vreun fanfarist, nu? Acum să cânte așa frumos și când e fără instrumente, parcă instrumentul ar face pocăit. Să nu-l auzi ce povestește. Și uite așa se poate întâmpla. Să vezi aici o femeie cum se roagă, îmbrăcată cuvincios, și să nu-ți povestească bărbatul ce știe scoate din gură. Sau pe cineva care aici e literă de Evanghelie, dar nu cumva să faci cu el vreun contract, că ceilalți știu, dacă au făcut târgul înseamnă că sigur ce-au înșelat. Dreptate, milă, credincioșie, oameni care se amăgesc, cum spune la 2 Timotei 3, pe ei și pe alții. Formalist. Mă duc, Doamne! Dacă vrea fi întrebat cineva la începutul anului, o să mergeți anul ăsta la biserică? Da. Anul ăsta o să aveți grijă de săraci? Da. Anul acesta o să vă rugați? Bineînțeles. Și să-i întrebăm apoi la sfârșitul anului, anul ăsta ați mințit? Apoi, da. Anul ăsta ați clevetit, ați bajocorit pe cineva? Păi, au venit cu tare la noi și m-am scăpat și eu și am zis. Dar Dumnezeu ce aparatură are de înregistrează numai cântări? Sau înregistrează tot ce spunem? Am spus, Domnul, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Da? Am întâlnit Domnul pe un asemenea specimen, citesc din Evanghelie după Luca, capitolul 7, versetul 36, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Și Iisus a intrat în casa fariseului și a sezut la masă. Dar vă întreb, unde l-ați văzut dumneavoastră pe Domnul Iisus să umble singur? Sau credeți că o ținut pe ucenici în stradă până a mâncat Domnul Iisus? Eu cred că le-a dat să mănânce la toți. Acum, o fi fost cât suntem noi aici. Un gest frumos, nu? Numai că în timp ce Domnul vizita casa, i-a acceptat invitația, a ieșit la iveală formalismul lui. Cum era o femeie păcătoasă, poate ne amintim de ea puțin mai târziu, și Domnul îi spune, doi oameni s-au împrumutat,
Unul cu o sumă mai mare, unul cu o sumă mai mică. La vremea când trebuia să înapoieze banii, niciunul n-avea. Și creditorul s-a hotărât să-i ierte pe amândoi. Și pune Domnul o întrebare. Care din acești doi îl va iubi mai mult? Cel care i-a iertat mai mult, evident. Și zice Domnul, uite asta cu mai mult e femeia de aici. Și acum poate s-o gândi fariseu, dar oare care e acela cu datoria mică? Că numai la el nu s-a gândit. Că ei nu credeau că sunt datori, nimănui. Ei nu sunt ca ceilalți oameni. Și Domnul i-a zis, nu-l mai căuta pe aici pe la masă. Uite-te în oglindă că-l vezi. Și-i dovedește. Am intrat în casă. Tu știi că așa se obișnuiește. Să pui apă pentru spălarea picioarelor. În Orient să nu-l săruți. Era ceva jignitor. Ca și cum că îl înjosești. Și tu nu mai sărutat. Zice, uite, tu deja astăzi ai acumulat datorii. Dragii mei, să nu fim ca fiul acela mare din pilda cu fiul risipitor, nu știu cine a pus titlul, că nu-i bun. Că e vorba de doi fii, nu doar de unul risipitor și celălalt formalist. Și scrie în Evanghelia după Luca, capitolul 15, că atunci când a pregătit tata masa pentru cel ce s-a întors, a aflat și el, venea de la ogor, mă duc, Doamne! Ăsta chiar că-ți vine să crezi că s-o și dus, nu? Că de la ogor venea. Da, știți cum s-a dus? Nu cu bucurie. El de fapt unde voia să meargă? O spus el atunci la supărare, versetul 29. Eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca, îl credeți? Cum adică niciodată nu ți-am călcat porunca și acum tata dădea o poruncă să intre în casă și el spunea că nu intră? Nu-i poruncă călcată asta. Dar așa sunt formaliști. Pe loc, în ziua aia calcă porunca și seara e stare să spună că l-a împlinit porunca. Aș fi vrut și eu un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Să nu zăbovim prea mult, dar eu zic că mai sunt încă formaliști. Oameni care cred că fac și nu fac. Fac pe una, dar nu fac pe cealaltă. Oameni care cred că sunt religioși, dar de fapt este ceva de formă. Dacă îmi cauți pe dedesubt, zice, da, hai, nu te uita și acolo. Numai că Dumnezeu nici nu se uită pe deasupra, dragii mei. Știți, îmi place să spun că Dumnezeu nu ia analize din vârful limbii. Dumnezeu ia analize din adâncul inimii. Dumnezeu ne cunoaște cine suntem. Și dacă nu-i drept ce spunem, ce afișăm, rămânem pe din afară. Aici e vorba de a intra în împărăția cerurilor. Textul nostru ne spune, Matei capitolul 21, nu uitați, se repet, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, că unii o iau înainte altora, finalul versetului 31, și intră în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de formalism. Cum spunea însuși Domnul ucenicilor săi, vedeți și păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Creau impresia că sunt religioși, dar nu ăsta era adevăr. Țineau nu cumva să se calce ziua de sabat, turbau de mânie că a vindecat Domnul un om în sabat. Dar la ei era bai dacă numai o oaie cădea în șanță. Și le-a spus Domnul, hai, fiți corecți, ce-i mai de valoare, o oaie amărâtă sau o femeie care a fost bolnavă și am vindecat-o? Formaliști. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Trecem mai departe. Ne oprim puțin la celălalt, citesc Matei 21, versetul 28, partea a doua și 29. Fiule, du-te azi și lucrează în via mea. Nu vreau! Ăsta cum să-i zicem? Răzvrătitul. E bine așa? Că pe față spui, nu vreau! Stimați părinți, mai aveți copii din ăștia? Băieți, sunteți vreunii din neamul, nu vreau. Nu vreau. Ascultă-mă, draga mami, te rog, nu vreau. Pe față se împotrivesc. Măi, nu te du acolo la discotecă, nu te du la stricăciune, nu fă asta, nu vreau. Mai cu o seamă cu legile din vremea noastră, dacă nu ești mulțumit cu nu vreau, mai cu o seamă în alte țări, cheamă și
autoritățile în sprijinul lui nu vreau. Și ce să-i faci? Nu vrea, mai cu seamă dacă e mare, mai este câte un tată, pune-l bat. Unde să-l mai bați? Dacă e mare și nu vrea să asculte, uneori și fete, care pe față se împotrivesc, nu vor să asculte, unii chiar la vârste fragede, nu vor și gata. Scriptura ne prezintă un rege din categoria asta, vă citesc despre Manase, cartea a doua cronicilor, capitolul 33, și vă reamintesc că a avut un tată evlavios. Așa îi plăcea la tată să se meargă la biserică. Vă reamintesc de asemenea că a văzut minunea lui Dumnezeu în casa părinților săi, tatăl său a fost pe moarte și Dumnezeu l-a vindecat. El a avut harul să ajungă rege, dacă facem calculul la date, el s-a născut după ce l-a vindecat Dumnezeu pe tată său. Îmi spunea recent un frate, zice, vezi băiatul ăsta meu, acum nu mă prea ascult. Când a fost de 3 ani, aveam o grădină pe malul unui râu și mai găseau morcovi primăvara în săpat și cum erau copiii jucăuși, să-i spele la apă și s-a dus și s-a scăpat și nu m-a strigat surioara lui, tati, am sărit glonț, nu l-am văzut. Și așa am avut o imaginație, Dumnezeu, dar harul a sărit în apă. Și copilul pe sub apă, că era apa puțin tulbure, i-a venit așa în abdomen. Și l-a ridicat și a scăpat, după ce a fost câțiva metri pe sub apă. Și a spus, băi băiete, pe tine te-a scăpat Dumnezeu de la moarte. Cum poți să spui că nu vreau? Așa a fost cazul acestui Manase. Scrie în 2 Cronici 33 cu versetul 2, el a făcut ce este rău înaintea Domnului. După urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul înaintea fiilor lui Israel. Versetul 6. Spune partea a doua, a făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului ca să-l mâne. Eu cred că au fost acolo oameni din vremea tatălui său, Ezechia, că măi, rege, au fi venit consilieri, au fi venit oameni, propuneri, sesizări, cum au venit la Eli, că fiii lui, iată ce fac, orice îi spuneau, nu m-am potrivit, nu vreau. Și pe dos și făcea de toate. Și Dumnezeu l-a îngăduit, interesant, a fost regele cu cea mai lungă domnie, a domnit mai mult ca David. Cât îndelungă răbdare are Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Și așteaptă pe oameni, măcar că sunt împotrivitori. Și uneori avem de face cu părinți care spun, dar m-am rugat și uite cât e de răzvrătit și nu vrea să asculte. Alții au de-a face cu soți răi, soții necredincioase. Nu vreau anul ăsta, nu vreau anul viitor și tot nu vrea. Și te miri cât îl îngăduie Dumnezeu. Nu știm, Scriptura nu ne prezintă cronologia vremii lui de răutate, momentului de pocăință, dar scrie că la un moment dat Dumnezeu a îngăduit să ajungă în închisoare și citesc versetul 12, când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui, s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. Deci se poate ca oamenii ăștia răzvrătiți să vină o vreme în care să iasă din starea aceasta. Până un altă noi să ne rugăm bunul Dumnezeu să aibă milă de ei. Despre astfel de oameni, parcă ne este și greu să vorbim, și totuși, cum spuneam, ei sunt printre noi. Lumea asta se împotrivește lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi, cum spuneam, îndurarea Domnului, dacă ar fi după noi, m-au zis părinți care au spus la copilul ăsta trebuia să-i tai capul, nu buricul, cât e de răzvrătit. Dar Dumnezeu îi îngăduie. Câți răzvrătiți sunt pe pământ și spune Scriptura că Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste buni, și peste răi, și peste drepți, și peste nedrepți. Zice Solomon, ce am văzut că în locul dreptății domnește nedreptatea, spune în Eclesiastul capitolul 4 că sunt oameni năpăstuiți și sunt dureri care sunt pe pământ, scrie acolo, și când te gândești unde-i Dumnezeu, de ce face Dumnezeu așa? M-am uitat la toate suprile care se fac sub soare, cei apăsați varsă lacrimi, n-are nimeni cine să-i mângâie, ei sunt pradă sâlnicii asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie.
Da. Și la toate astea Dumnezeu răspunde cu bunătate. Și spune Scriptura în Cartea Romani, capitolul 2, citesc cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 4. Nu știu dacă răzvrătiți-i aici, că ăștia nu prea vin la adunare. Disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Povestea cineva, ce vă spun, datează de la sfârșitul anului trecut. Un copil din ăsta răzvrătit, plecat din țară, s-a căsătorit în lume. Și-a venit în țară și, întâmplător, harul lui Dumnezeu, a ajuns la adunare. Și acolo era un proroc din altă țară. Venise cu nevasta lui, asta pentru prima dată la adunare. Și un proroc îi se adresează mai întâi mamei acestui răzvrătit și spune: ascultă, femeie, unele rugăciuni le ascult îndată, altele după multă vreme. Astăzi a venit vremea să-ți ascult o rugăciune. Și trece prorocia la nora ei, prima dată venită la adunare. Ascultă, femeie, tu nu ești din poporul meu, dar astăzi vreau să te chem și să mă cunoști. Și trece prorocia la soțul ei: cât despre tine, astăzi vreau să te eliberez de patru duhuri. Când o mers cuvântul până aici, toți au izbucnit în lacrimi. Ăsta e Dumnezeul nostru, care cercetează și pe răzvrătiți, care îi cunoaște, îi îngăduie. De ce nu l-a pedepsit tatăl ăsta când a auzit, când a spus eu asta? Nu vreau. Păi cum nu vrei? Păi noi nu putem sili, dar Dumnezeu i-ar putea sili? Ar putea, dar bunătatea lui îi tolerează și așteaptă și azi și mâine și cine știe cât. Îndelunga lui răbdare, binecuvântat să fie Domnul. Trecem la următoarea ipostază. Spune textul nostru că răzvrătitul acesta, care a spus pe față, direct, din prima, că nu se duce, în urmă, nu știu cât o fi trecut. La unii, cum spuneam, e mai mult, la alții mai puțin, i-a părut rău. Dar în starea aceea, când i-a părut rău, cum să-l numim? Eu zic să-i spunem pe românește, pocăitul. Că asta e de fapt pocăință. O părere de rău, reală. Nu, cu formalistul am terminat. Când te căiești, te prăbușești, de regulă și plângi, ai vrea să întorci trecutul, dar n-ai cum. O asemenea ipostază întâlnim la acel numit fiu risipitor, Evanghelia după Luca, capitolul 15, citesc de la versetul 18, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Mi-a zis fiul când mi-ai trimis în vie, acum fă-mă ca pe unul din argații tăi, rob eventual. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Versetul 21, i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului. Dragii mei, când păcătuim, n-avem de-a face numai cu oameni, în primul rând cu Dumnezeu. Și împotriva ta nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Cum să numesc starea asta? N-am cum altfel decât pocăință. Scrie în Fapte, capitolul 2, că atunci când Petru le-a spus că oamenii, mulțimea aceea adunată, sub provocarea celor răufăcători, răuvoitori, au zis spre 37, când Petru le-a spus pe față: voi l-ați condamnat. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, adică manifestați-vă faptic, verbal, regretul pentru faptele voastre. Dacă n-ați trecut prin faza asta, să vă ajute bunul Dumnezeu să o faceți fără întârziere. Că asta e cea mai bună stare pentru un păcătos. Domnul a spus-o clar, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. V-am amintit adineauri de Manase și mă întorc pentru o clipă la el, Cartea a doua Cronicilor, capitolul 33. Imaginați-vă regele în închisoare. 12. Vă las pe dumneavoastră să gândiți ce înseamnă asta. S-a smerit adânc. Înaintea Dumnezeului părinților să i-a făcut rugăciuni câte, cât, nu știu. Și acum vă rog să rețineți ceva. Și Dumnezeu, lăsându-se înduplecat,
i-a ascultat cerurile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui, și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Și după aceea, când i-a părut rău, știți ce a făcut mai departe? Că nu-i destul să-ți pară rău, că nu te-ai dus, trebuie să te și duci în vie, nu? El, care înainte construise și în anexele casei Domnului localuri pentru homosexual, s-a dus și a început să demoleze idolatrie, să schimbe. Și mă gândesc cum se uitau oamenii la rege să vadă cât o fi bătrânit în închisoare și să-l cunoască acum în noua ipostază, nu Manase răzvrătitul, Manase pocăitul, cum dădea poruncă la zidar, la meseriaș, demolați tot, la pârâul Chedron, și aici totul schimbăm. Da, cum este poezia aceea cu șapte uși, știi? Când treabă deodată, ce-i deodată? Deodată demolare. Adică se schimbă lucrurile. Viața este una nouă și asta se vede când vine starea de pocăință. Țin să vă spun că nu te poți pocăi pe deascunsulea. Cei de aproape trebuie să te vadă. Să vă dau un exemplu din Scriptură. Hai două, unul pentru bărbați, unul pentru femei, repede. Luca, capitolul 19. A trecut Domnul prin Ierihon și iese la iveală Zacheu, oarecum doritor, așa cum a zis și dumneavoastră, doritor la casa Domnului. Și Domnul, care cunoaște inimile, i-a zis, versetul 5, astăzi vreau să rămân în casa ta. Și a intrat Domnul acolo și unde intră Domnul Iisus, intră Duhul lui Dumnezeu cu cercetare. Și oamenii se simt mustrați în cujetul lor, ca atunci când a zis Domnul, care nu-i vinovat să dea cu bolovanul? Și parcă fiecare își amintea exact de pățania lui. L-a primit cu bucurie, când a văzut lucrul acesta, unii cârteau, cum, un păcătos? Da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, cei bolnavi, nu cei neprihăniți au nevoie de pocăință, cei păcătoși. Zacheu s-a dus înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Spuneți-mi, vă rog, s-a aflat că s-a pocăit ăsta? Cine a aflat? Toți săracii au aflat. Dacă am năpăsuit pe cineva, oamenii care au avut afaceri, dau înapoi împătrit, auzi? Nu 4% în plus, 400%. Am cunoscut un alt fel de om care s-a pocăit. Mare bandit, dus prin Germania, uite toată în țară și trebuia să meargă vreo 102 de, mai știu exact de kilometri, a luat un taxi. Și taximetristul avea cântări creștine. Și amintea el, doar crescuse în adunare, așa îl străpungeau la inimă. Dar era tare la cerbice, nu s-a întors. Până mai târziu l-a cercetat Domnul. Și între faptele evidente ale pocăinței lui și-a amintit că avea el o firmă de chiresteală, l-a înșelat pe cineva. Ăsta era din Bistrița, cu la cealaltă firmă era din Baia Mare și s-a dus cu banii la Baia Mare să-l caute. Nu l-a mai găsit la acea adresă, nu mai avea firma sediu acolo, l-a căutat la Registrul Comerțului, închisese activitatea. Și mi-a povestit personal, ce stăteau în mașină cu bani acolo, băi, trebuie să-i dau, l-am nedreptățit, Doamne, dar unde să-l găsesc? Și s-a rugat și Dumnezeu l-a călăuzit, te duci pe aici, a intrat printre niște blocuri, s-a uitat la scara blocului și dă de numele lui. Urcă la apartament, zice, am venit să vă dau bani. Ce bani? Omul nu-și mă amintea. Și i-a spus, începe omul să plângă și zice, vai, bine împrind, am fost nevoit să închid firma, am falimentat, am nevoie de bani ca de aer. Dar spune-mi, te rog, ce te-au apucat, că eu de astea n-am auzit. Ce trebuia să răspundă omul? O zis simplu, m-am pocăit. Asta e pocăință. Nevasta aceea la care ai făcut tot pe dos și ai jignit-o și au muncit, o să afle când te pocăiești. Îți pare rău, își ceri iertare și îți vei schimba comportamentul față de ea. Când te ruga, hai dragă, ajută-mă că nu mai pot aici la bucătărie, nu mă descurc cu copiii. Și până atunci atât ai știut să spui, nu vreau. Când te-ai pocăit, parcă ai vrea să recuperezi și din urmă și o să-i spui ei, mă odihnește-te tu, că muncit ai tu cât pentru doi, acum ar fi rândul meu. Să te recompensezi. Da? Se va afla
că s-a pocăit cel în cauză. Sunt dovezi evidente. Îmi vine în minte cazul unui frate din Bihor, mi-a povestit fiul lui. Zice, când s-a pocăit, mama a început să frecventeze, atunci erau mai puțin pocăiți, asta în urmă cu 70 de ani. Și zice, tata a văzut în ea ceva schimbări. Și după 3 luni a așteptat bătrânul așa să vadă, atunci era tânăr, bătrân acum are 90 de ani. Zice, într-o duminică, băi femeie, pregătește-mi hainele, mă duc și eu să văd cum e, unde mergi tu. Și a venit pe la amiază și zice, auzi, pocăința e sfântă, e așa cum ai înțeles tu, dacă nu cumva și mai mult. Și eu mă pocăiesc. Și povestea fiului, zice, și a doua zi, luni, s-a dus tata pe brazdă, nu mai știu, la Arat, era primăvara, boi, cai ce avea, și a zis, vreau să postez, că așa am auzit ieri la adunare. Și când au stat și lați și animale se odihnească, el s-a pus să se roage în brazdă. Și acolo în brazdă, rugându-se, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și vorbeau vecinii în sat cu tare și i-a dat numele, s-a pocăit. Ce-ți dai seama și cu mână, boi, la jug, în plug. Îți dai seama că s-a schimbat ceva. Eu zic că asta e puterea cea mare a lui Dumnezeu care schimbă vieți. Da, Dumnezeu are puterea aceasta. Și-au aflat toți că a intrat mântuirea în casa lui Zacheu, intre mântuirea și în casele dumneavoastră. V-am spus că vă dau și exemplul unei femei, Evanghelia după Luca, capitolul 7, v-am spus că ne întoarcem la femeia aceasta, versetul 37, o femeie păcătoasă din cetate, o imorală, știau toți. A aflat că era Domnul acolo, a dus un vas de alabastru cu mir mirositor, și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Știți că atunci se stătea la masă așa într-un cot, cum stau și acum arabii, cu dreapta mănâncă, în stânga așa se razem, așa cum mai stea pe câmp undeva la un picnic. Și a așezat acolo la picioarele lui și a început să plângă. Nu că-i murise vreun copil, nu a venit de bolnavă să se atingă și să o vindece, cum a venit o alta. De ce plângea? Și plângea păcatele ei. Și uneori am văzut oameni în adunare care vin și plâng, repet, nu ca au necazuri. Se prăbușesc înaintea lui Dumnezeu. Povestea cineva odată, ce au venit soț, soție, s-au pus acolo unul lângă altul. Și urma slujba, eu îi măream să văd, și mai cu seamă la rugăciune, m-am temut că se plictisesc, nu știu cum se roage, ci când m-a ridicat de la rugăciune, acolo o baltă de lacrimi. Astea sunt dovezi ale pocăinței. Și cum a spus fariseul, a spus, cine e femeia asta? Și ce-i frumos aici? Versetul 47, de aceea spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Asta i-a spus gazdei. A auzit femeia cu siguranță. Apoi, aici e frumusețe. Nu-i destul că a spus Domnul către gazdă, să știi că am iertat-o. Se întoarce spre ea, spre femeie și zice, iertate sunt păcatele. Și când te iartă Dumnezeu, mai poate să spună și următoarele cuvinte. Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Să vă dea Dumnezeu liniștea asta că sunteți liberi, că nu mai sunteți vinovați, că sunteți iertați, orice datorie ați fi avut, că nu mai sunteți de condamnat. Și în ultimul rând, v-am spus că unii sunt formaliști, alții sunt răzvrătiți. Dar dintre răzvrătiți, unii se pocăiesc. Dar oare formalistul nu s-ar putea și el pocăi? Există o a patra categorie și să-l numim pe acesta ascultătorul, un fiu ascultător. Ascultător de la început n-a avut bunul Dumnezeu numai unul. Zice în Matei 17 că din cer s-a auzit un glas, acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De el s-a ascultat și ăsta e Hristos, Domnul. Vreau aici să vin cu o precizare. Să știe toți care se pocăiesc, formaliști sau răzvrătiți, de noi cu puține datorii, că toți sunt datori, sau de noi cu multe și mari datorii. Degeaba ne-am pocăit noi, degeaba ne-am pare rău nouă,
Dacă n-ar fi bun Dumnezeu să ne ierte, ce am rezolvat? Imaginați-vă la școală, hai, care sunteți mai tineri, că ai chiulit tot anul, că nu ți-ai făcut temele și mergi spre sfârșitul trimestrului un profesor și spui, te rog frumos, ascultă-mă, că dacă îmi dai un 10, trec, jumătate de carte am învățat. Și spui, nu mă interesează, ți-am dat 3, vreau să te pic, punct. Na, vine tata, vine mama, dar te rog, îți dau ceva, așa cum e la român, dar să treci pe copilul. Nu vreau, de ambiție, nu-l trec, să vină la vară. Nu e așa Dumnezeu. Dumnezeu e bun. Degeaba ne-am căit noi dacă nu ne-ar ierta Dumnezeu. Ce am rezolvat? Degeaba ar fi venit fiul risipitor să spună, tată, nu-s vrednic. Dacă tata spunea, să nu te văd. Da? Undeva, într-o familie, o fică și-a făcut de cap și atâta s-a necăjit mama. Și a zis, nici nu mai vreau să știu de ea. Duc că sunt în lume, facă ce vrea. Și s-a dus seara la rugăciune și iese cuvânt profetic care zice așa, ascultă femeie ce zice Domnul, eu sunt mai bun decât tine. Da, așa spunea Domnul, că voi toți sunteți răi, noi ca părinți în raport cu Dumnezeu suntem răi. El este bun și plin de îndurare și gata să ne ierte. Știți că poate să vă ierte în seara asta? N-ați vrea să dormiți liniștiți? Ieri era un frate la noi și ne-a povestit următoarea situație. Într-o zi de duminică dimineața, văd la biserică o femeie din sat foarte împotrivitoare la credință. Cum de ajuns asta aici? Și în timp ce vorbea un frate, abia s-a ridicat și a zis slăvit să fie Domnul și a început. Ascultă, femeie! Tu care nu mai poți dormi noaptea, că auzi numai urlete și strigăte de fel și fel de animale, astăzi vreau să te eliberez, să-ți dau iertare și cuvântul a continuat. Femeia asta, neumblată la biserică, nu știa cum e rânduiala, s-a prăbușit acolo în genunchi și spunea, frate, acolo a stat cât o ținut slujba încă 2 ore. La urmă a zis, ea nu știa că aia e prorocie, a zis, a mea a fost predica. Că, de fapt, prorocia aceea a fost când s-a ridicat să predice. Și a zis, pe mine de aici, nu mă mai lăsați, eu nu mai plec nebotezat. Păi, ascultă, doamnă, avem botez peste o lună, credeți voi. Vreți iar la noapte să am coșmarurile alea? Eu nu mai plec! Și spunea, frate, Doamne, ce să facem? Acum n-avem aici pregătită apă, n-avem... Și Domnul a dat un cuvânt la proroc și a zis, auzi, du-te acasă, că de la noapte nu te mai vizitează diavolul, că tu mergi cu Dumnezeu. Și de botezat te botezăm peste o lună. Și femeia a zis, dar de cumva la noapte amiară, mâine dimineață pe capul vostru. Și spunea, fratele, a venit zilele următoare și a spus, ce bine să dorm liniștit. Da, dragii mei, numai Dumnezeu te poate ierta. Îmi spunea, un frate venea cu microbuzul pe Valea Oltului, parcă v-am mai zis cândva asta, și ia o femeie la ocazii, știți că acolo sunt multe mănăstiri pe partea aceea, în Vâlcea. Femeia se urcă, face semnul cruci. Când trece pe când o mănăstire, iar mai face semnul cruci. Și spune, fratele, văd că sunt tare, sunt de stare religioasă. Da, și mi-a face o dată semnul cruci. Dar dacă muriți la noapte, unde vă duceți? Unde să mă duc, dăguță, în iad? Păi cum adică? Am făcut multe avorturi. Și cum închid ochii, cum văd numai copiii tăiați? Când eu închid tot, crezi că îi vedea altceva? Pe oamenii ăștia, pe răzvrătiți, sau pe formaliști, dacă îți recunoști ei vina. Dacă se pocăiesc, pocăința are valoare numai pentru că e un Dumnezeu care ne iartă. Dar vreau să vă spun cum ne iartă. Ne iartă prin Fiul Său care a fost ascultător și încă până la moarte. Și moarte de cruce. Care a fost întrebarea care v-am pus-o în seara asta? Cine face voia Tatălui? Și acum ascultați-mă ce vă citesc din Psalmul 40. Spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos, singurul care a fost ascultător din capăt până în capăt. Versetul 7. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și nu formal că mă duc și nu mă duc. Și legea ta este în adâncul inimii mele. Și relua textul în Evrei, capitolul 10. Și a venit Domnul și a murit pe cruce pentru noi. Ca răzvrătiții
să fie izbăviți și păcatul să fie ispășit, cu condiția că din momentul în care se pocăiesc, devin și ei ascultători. Doamne, ajută! Da? Formalistul și răzvrătitul, dacă se pocăiesc, datorită ascultătorului și rămân și ei ascultători, pot să intre în împărăția cerurilor. Spune Scriptura, vă citesc din Evrei, capitolul 2, despre Domnul Iisus Hristos și despre noi, de la versetul 9, dar acela care a fost făcut pentru puține vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încurunat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Și ascultați cu atenție, că plata neascultării, că Adam nu s-a bătut cu Eva, n-a tăiat pomii din grădină. Am spus, ce mare lucru a făcut Adam. Imaginați-vă comparativ că spune cineva, auzi, din părul ăsta nu mâncați pere ca să le duceți la piață. Vă ajungă și alați din livadă. Și el ispita cu Eva, cu tot, tocmai de acolo au gustat. Și plata neascultării moartea, dar ascultați ce spune în finalul versetului. Îl aveți și afișat, bun este să vedeți și în Biblie. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, adică bunătatea lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Trebuia să guste moartea și răzvrătitul și formalistul, dar au gustat moartea numai ascultătorul. N-a fost drept așa că a fost ascultător până la moarte, de ce să guste moartea? A gustat-o pentru noi, a gustat-o în locul nostru. Oare pricepem asta? Ce har ne-a făcut Dumnezeu? Mulțumire lui Dumnezeu! Să fim recunoscători Domnului Iisus Hristos și Tatălui Ceresc și apoi în urmă să fim și ascultători. Eu așa cred că fiul risipitor, când s-a întors acasă după ospățul acela frumos și haina aceea nouă, n-a mai rămas tot bandit ca înainte. S-a schimbat. Să ne ajute Domnul și pe noi să-i facem voia cu adevărat. Și vreau să vă dau în încheiere un exemplu în postura apostolului Pavel. Spuneți-mi, vă rog, Pavel, ce a fost? Formalistul sau răzvrătitul? Formalistul, nu? Vă citesc din Filipeni, capitolul 3. Spune Cartea Sfântă, de la versetul 5, 6, partea finală, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea fără prihan. Poate va spune cineva, cine poate să-mi bage mie de vină la nădlac? Frate cu Pavel. Dar așa, fără prihană, cum era el, formaliștii trebuie să urmeze același traseu pe la pocăință ca și răzvrătiții. 1 Timotei, capitolul 1, spune Pavel, versetul 13, mai înainte eram, de ce n-am mai zis, fără prihană, om de treabă, cum ziceau frații lui Iosif, prigonitor, batjocoritor, dar am căpătat îndurare. Versetul următor e frumos, harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură, împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrem de primit este cuvântul care zice, o, de la zice și dumneata, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, de care cel din tâi, împărăția se ia cu năvala. Am intrat aici în biserică cu grupul și mai erau și niște copii și s-au înghesuit la ușă și mi-am amintit de versetul ăsta, împărăția se ia cu năvala. Dar știi cine dă năvală, cine se înghesuie? Păcătosul. Că la doctor cine se grăbește? Cine sună repede după salvare? Cine vrea să termine de mâncat sau pe cine îl doare? Atunci te grăbești tu spre rai când spui, eu sunt mai grav. De mine să se îndure Dumnezeu. Dar dacă nu te vezi grav, se spune că la o săptămână de evanghelizare, cum se face în alte părți seară de seară, s-au pocăit doi colegi. Unul s-a predat în prima seară, celălalt numai în ultima seară. Și acum amândoi ca doi pocăiți vorbesc, măi, cum de tu te-ai predat primul și eu ultimul? Zice cel ce s-a predat primul, să spui cum îi. Imaginează-ți că noi amândoi am fi mers undeva unde să dau haine așa gratis, caritabil. Eu aveam niște șalopete jerpelite și tu un costum, nu nou, dar curat. Care ar fi vrut primul să își schimbe, să scape de hainele lui? Băi, tu cu șalopeta ta rupt. Ei, de-aia m-am predat eu primul. Că eu m-am văzut tare vinovat. Dar slavă Domnului că ți-ai dat și tu seama că nici costumul tău nu-i nou și nu poți merge cu el la nuntă. Haine noi numai Dumnezeu dă.
Și Pavel formalistul a devenit Pavel pocăitul și a spus, eu primul am nevoie de asta. Și apoi în urmă, ce frumos că a rămas credincios. Să ne ajute Domnul Rai să întâlnim și pe Pavel, mai întâi de toate pe Domnul Iisus care a plătit pentru noi, Cel care a făcut voia Tatălui înainte de a se naște toată viața și o face și acum, că e fiul credincios peste toată casa lui Dumnezeu, scrie în Evrei capitolul 3. Dar să ne ajute Domnul și pe noi după aceea să-i rămânem credincioși. Și un ultim aspect vreau să mai precizez. Diavolul ne înșeală cu răzvrătire, cu formalism, cum vă spuneam, și mare în conșelăciune. Tatăl acesta a zis, Matei 21 cu versetul 28, du-te astăzi, mă, nu te-ai dus când trebuia, dar ascultă-mă, dragul meu, măcar pocăiește-te la vreme, că diavolul vrea să tot amâni. Lasă că nu-i gata evanghelizarea la pocăiți, mai vin eu, mă întorc eu la Dumnezeu. Dintre frații și surorile mamei, soției, unul a murit necredincios. Era în spital în Timișoara, bolnav de cancer și am trimis pe fratele Avram Veveriță să vină și la dumneavoastră, un bun evanghelist care tare mult se luptă pentru păcători să fie mântuiți. Și zice domnul Ioan, n-ați vrea să vă întoarceți la Dumnezeu, părinții credincioși, toți frații, toate surorile? Auzi, eu m-am răsturnat cu raba în Mureș și am promis la Dumnezeu că mă pocăiesc de mă scapă. Dar zice, mi-am lăsat o rezervă, nu i-am spus când. Avea cancer undeva la gât și tot și acum au zis, mă pocăiesc, dar... Și a murit așa, cu făgăduinți pentru părinți, că tot a amânat și într-o zi moartea n-a mai amânat. Am auzit anul trecut o întâmplare din Australia, pare mi se din Perth sau din Melbourne, să nu greșesc. Unul avea femeia pocăită, soția. El venea așa, cu respect, om binevoitor. Și au trecut așa 20 de ani. Și într-o zi, într-o călătorie de afaceri, a acuzat ceva dureri, s-a dus la un consult, grav, bolnav, ceva terminal. În scurtă vreme, boala l-a pus la pat. Au venit frații să-l viziteze. Și a zis, domnule, dumneata, nu mai trebuie să-ți predicăm nimic, le știi pe toate. Ai fost la boteze la noi, ai fost la evanghelizare, nevasta pocăită ți-a vorbit. De ce mai amâi? Și omul zice, știu, m-am gândit și eu, am amânat destul, dar să vă spun ceva, astă noapte am avut un vis. Se făcea că a venit spre mine o ființă dumnezeiască și eu știam că e Domnul Iisus Hristos. Avea pe braț o haină și în mână o cunună și a zis, astea le-am avut pentru tine, dar m-ai amânat atâta vreme și să știi că e prea târziu, nu ți le mai dau. Mi-a întors spatele și visul s-a întrerupt și eu m-am trezit din această stare și a zis, ce rost mare să mă botezați. Ce tragedie! Să poți fi mântuit, să poți să intri în împărăția cerurilor, și să n-ajungi că te-ai înșelat pe tine ca formalist, că n-ai vrut să te pocăiești din răzvrătirea ta, sau că ai vrut, da, imperativul era, du-te astăzi. Dragii mei, cu asta închei, în seara asta ar trebui să te pocăiești. Stai de vorbă cu frații. Nu te du așa, liniștit. E vorba de viață și de moarte. Poate ați auzit acea întâmplare, iertați-mi și anexa asta. Un fiu a ajuns la adunare, fără să știe mama lui, l-a cercetat Domnul, până a sfârșit-o răzvrătit. La întoarcere spre casă a murit într-un accident. Și mama a fost atât de necăjită, a zis, atât am sperat că Dumnezeu se îndură de el și s-a murit și se duce pierdut. E o groază pentru noi ca predicatori, când ne gândim la realitatea veșnică, să predici uneori și ești pus în postura asta, că nici nu știi ce să spui la mormântare, știi că s-a dus în iad, că e pierdut. Dar spaima sorii n-a ținut până când s-a întâlnit cu slujitorul. Și a zis, după slujbă, m-a căutat acasă
Și a zis, vreau să mă mărturisesc. Și a zis, am o dorință. Stângeți lumina, că mi-e rușine de ce am făcut. Și după ce s-o gătat de mărturisit, o să, acum aprindeți-o. Vreau să vă văd, să vă ascult. Și ne-a rugat cu el, a plâns. Și cu așa bucurie a plecat. Și a murit întors spre casă. A zis, nu te necăji, fiul tău a fost mântuit. Asta este un har să prinzi un ultim tren de la Dumnezeu. Nu știu câtă răbdare, câtă îngăduință răbdare mare Dumnezeu. Dar în seara asta ne cheamă la sfântă împărăția sa. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne grăbim și cu toată inima, mulțumindu-i că a avut un fiu ascultător și urmându-l să devenim și noi ascultători prin sfântă pocăință și să facem voia Domnului. Doamne ajută-ne! Amin!